În deschiderea lucrărilor celui de-al nouălea congres al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța adoptării unor măsuri drastice împotriva abandonării sarcinii prin avort, pedepsită de acum cu închisoarea prin prevederile decretului 770. Astfel s-a mai scris încă o pagină de istorie în glorioasa luptă împotriva decadenței imperialismului burghezo-moșieresc, ocrotindu-se eforturile milenare ale poporului român de a făuri un viitor luminos comuniștilor de mâine. În încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adăugat: ne exprim convingerea că activul de partid, comuniștii, toți cetățenii capitalii, la fel ca întregul partid și întregul popor, vor înfăptui cu și mai multă hotărâre linia generală a partidului stabilită la Congresul al IX-lea și la Conferința Națională a Partidului. Câțiva ani mai târziu, mama lucra într-o fabrică de confecții. Și când se uita la firele de ață, vedea lâna de pe oile pe care comuniștii le furaseră lui taică-su. Se mai răzbuna și ea din când în când, stricând câte o mașină de țesut. Tata visase să devină conductor de locomotiv. Dar cum erau puține trenuri și multe pile, abia s-a angajat ca șofer pe basculant. În scurt timp a învățat șmenurile de pe șantier și a început să fure tot ce se putea, de la cuie până la ciment. Treaba mergea atât de bine încât numai când era mangă de beată își mai amintea de locomotive. A căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe-a timpului aripă. Io sono innamorato di Marina, una ragazza bella ma carina. Fabrica de confecții organiza în mod repetat baluri cu ceva mâncare și multă băutură, la care invita cealaltă fabrică din sat, cea de construcții. Partidul știa foarte bine că hormonii nu erau buni în procesul de producție, dar că folosiți așa cum trebuie, se putea ajunge ca în următorii 30 de ani viitorul oraș să aibă toate industriile inventate în Occident în ultimii 300 de ani. Puțin bulan, cine știe, poate chiar îi întreceau. Legătura dintre mine și decret am aflat-o pe la 12 ani. Îl abortez, nu, îi abortez cu tine. Măi, te rog, înțelege că eu îmi doresc copilul ăsta. Înțelege că mie mi-ajunge doi, gata. Vorbești prostii, vai de capul tău în ce halai. Prostii am făcut-o acum 10 ani când te-am luat de nevastă, că ai venit la mine cu burta la cură. Futui decretul, mă, si se fut. Mi-ar place să-l cheme Doru. Plecați-mă de aici! Fratele meu Doru nu s-a mai născut. Și din când în când mă gândesc că putem să nu mă mai nasc nici eu. Acum am 24 de ani și trăiesc cu Mariana, logodnica celui mai bun prieten al meu. Și simt că încet, încet începe să nu mai îmi pese de nimic. De vreo 3 săptămâni visam ceva foarte ciudat. Dacă mă trezeam, nu mai mi-aminteam nimic. Mă sculam mai obosit decât mă culcam și aveam în gură o senzație ciudată, ca după o beție cu bere. Gura uscată și mirosul la infect. Te-ai trezit? Nu, acum mă culc. Ai cerut știrile.
Bă, ăștia au nebunit, arabii ăștia, mă. Au nebunit. În Israel. Măcel. 9 morți și 15 răniți. 6 morți. 9, acum au dat știrea, ce dracu. Ia uite. Se scumpesc țigările. Pufutu-ți, Dumnezeu, mă. Haibile! Nu te duci tu să iei niște pâine și niște ulei? Mă grăbesc, mă, cât e ceasul? E fără 10. Cât? 10 fără 10, hai, mă. 10 mă văd cu cineva. Hai, lasă-mă. Azi că nu moare nimeni dacă întârzi. 10 minute, ce dracu. Cât e de aici până acolo? Uite, mai avem 2 țigări? Dar tu de ce nu te duci, mă? Du-te că nu sunt teroriști la magazin. După ce că frești menta toată ziua... Du-te-n Paștele. Băi, dacă de muncit nu, măcar o mână de ajutor pe aici în casă. Ieșise la pensie cu 12 salarii, din care 3 s-au dus în prima seară pe Lăutar și pe Machiala. Acum stă toată ziua la televizor și zice că o să plece la muncă în Israel. Dar se vaită de orice atentat, parcă ar fi evreu. Cel târziu fac rost de marfă. Pui? Am iei și mi-a înghețată? Nu, cum e lini să cobor 7 etaje. Hai, pui, te rog eu. Stai tu și ia-ți. Pui? Hai, pui, că te las, când aflu ceva, te anunț. Pui, te rog. Hai, pui. A venit umbră? Nu. Și ceața? S-a dus la servici. Ce visezi în ultimul timp? Avem ce mai fac? Ce să fac în sistem? Frumos fi. Ce să stăm? Ce pula mea să fie? Rochii de mireasă. Umbra e nebunită, ai furat rochii de mireasă? Nu, le-am croșetat. 250 de pare a bucata, ce veste treaba ta. N-ai zis, mă, că mi-ai adus laptopuri Adidas și telefoane? Eu cel țigan, mi-a luat toată marfa seara, ce să fac? Păi și eu ce fac, mă, cu toate astea, mă, cui le dau? Mamă, ce frumos e asta. Marina, termină, te rog eu. Fraiere, așa vorbești cu clientul. Sună pe burtică și o să vezi că ai scăpat de unul. Păi, ești bulangiu, mă, să mor eu, vorbisem cu oameni, în 2 zile dădeam toată marfa, cui dau astea, ce fac cu ele? Azi, mă? Cred că ți-ai mai găsit un client. Mai știi, mă, când ai dat-o pasta cu capul de recamier? Știi faza? Nu. Păi Alivan al nostru pe haita asta de Nicoleta a căfă de ani de zile și de la discotecă hop la ea acasă să o hăcuiască. Îmbră, termină, te rog, eu termin. Și dă, și dă, și dă. Ce crezi tu că zice Zdreanța? Nu mă interesează. Umbră. Cică? Fute-mă cu șapcă. Uite, exact fața asta a avut-o și atunci. Cica, lovește-o. Frate, și dă țăranul una de zboară proasta din cocar, fix cu capul în recamier de a spart toate bibelourile lui măsa. Pă prost. Grasule! Băi, Grasule! Da, mă. Auzi, mă, pot să spun o întrebare? Da, mă, zice. Voi doi vreți să vă luați, mă? Nu știu, de ce? Păi, ai grijă.